Asociația Esperando din Baia Mare derulează proiectul CES, Cultura de la Educație la Sănătate, în cadrul căruia sunt organizate o serie de workshop-uri și activități educative de tip non-formal, în colaborare cu specialiști din diferite domenii, care vor realiza activități de terapie prin muzică, terapie prin dans, terapie prin teatru și mimică, terapie prin meșteșuguri și terapie prin pictură. Proiectul are ca scop îmbunătățirea vieții persoanelor cu dizabilități din Baia Mare prin educarea și implicarea voluntarilor din domeniul cultural, a tinerilor din școli în activități terapeutice, culturale, educative și de socializare. Activitățile artistice pot vindeca și produce efecte benefice, oferind persoanelor posibilitatea de a-și exprima non-verbal emoțiile negative, furia, anxietatea, temerile, neliniștea, tristețea, etc. În concepția unor specialiști, creativitatea este cea care ajută la vindecare pentru că, în general, oamenii au emoții și abilități despre care nu sunt conștienți. Prin stimularea creativității necesară în activitățile artistice, de fapt, se reușește să se scoată la iveală potențialul pe care nu-l cunoaștem, au precizat reprezentanții Asociației Esperando. În cadrul sesiunilor de terapie prin artă, participanții sunt încurajați în a folosi arta așa cum o înțeleg ei, pentru a atinge obiectivele terapeutice. Proiectul se va derula pe o perioadă de trei luni de zile.